venit destul de repede copilul. Nu foarte repede. Mădălina, fiica mea, este născută în 1992 și fiul meu, Mihai, în 1994. Deci a venit după 3 ani. La liceu amândoi? Amândoi la liceu german, la liceu Lebreanu, la secția germană. Copii bun, cu rezultate bune. Fiul meu este și sportiv, joacă fotbal la juniorii mici de la Torea Bistrița. Deci, îți mândru, îți mândru de familia. Îți mândru de... Cred că da. Îmi spuneați despre afaceri și ar vrea să vă întreb puțin cum se vede criza din de la Consiliul Județean. Adică, aveți dumneavoastră provenind din acest mediu, probabil că aveți foști partineri de afaceri, cunoscuți în lumea asta. Cum simt ei criza? Vin, se plâng, spun că... Nu pot să vă pronunț în sensul ăsta. Adică eu simt criza de aici într-un anumit domeniu. Obligatoriu în momente de criză, am citit mult, am trăit în domeniul afacerilor, este foarte importantă investiția în infrastructură, ceea ce ne lipsește nouă. În orice înseamnă producție, care creează locuri de muncă, creează disponibilități, e foarte important să poți susține financiar lucrul ăsta. Și nemții și alte popoare care au ajuns la un nivel de civilizație și de producție și infrastructură mult peste noi, asta au făcut-o în anii grei. Deci o creat locuri de muncă în momentele astea. E foarte important să orice societate comercială care, dacă simți afacerea și consideră că poți să o duci, fără credit nu poți. În anumite momente ai nevoie de bani. Acum, care tu ai încredere să investești pe direcția respectivă. Așa e și Consiliul Județean și statul român, care încearcă să se împrumute. E un mare lucru că face parte din comunitatea europeană și stăm la masă cu bogații, chiar dacă sunt în ruda săracă, dar asta este viitorul, părerea mea. Adică crearea de locuri ați recomanda creditele, accesarea de credite în perioada asta? În condiții normale, da, fără discuții. Deci în condițiile în care în condițiile în care suntem. În care suntem, vreau să zic, condițiile de creditare, care au și nemții, și francezii, și italieni, și toți care sunt creditați. Dacă stăm cu ei la aceeași masă, pretenția este să joace aceeași carte la același nivel de dobândă și de... Da, se pare că lucrurile se petrec chiar pe dos. Adică noi avem acum, de la începutul anului, când plătesc 3 milioane în urmă. Știu, asta este o problemă destul de grea. Eu cred... Deci nu că nu se facă angajări și nu se creează locuri de muncă, dar oamenii... Este adevărat. Din lista de comenzi, societăți se le dau oameni afară. Este adevărat, dar eu cred că la ceea ce reușim să facem acum și suntem, din punctul meu de vedere, o echipă foarte sănătoasă acum la Consiliul Județean. Avem sprijinul președintele Liviu Rusu, colegii tineri și toți pe care i-am preluat din mers. O simțit că s-a schimbat ceva. E altă mentalitate, e altă gândire și eu cred că investițiile astea două care sperol acum groapa ecologică de la Târpiu, de investiții de 43 de milioane de euro și ultima lucrare care am obținut finanțarea, drumul și întreaga Chința, Sărmășelgare, intersecția cu drumul spre Cluj, da. 32 de milioane de euro, sunt două lucrări cu finanțare câștigată de noi prin munca noastră, proiecte muncite și depuse și aprobate, intrate la finanțare, care... Poate... Ecologică a început de mult, totuși, multe acum. Proiectul este de 4 ani de zile, dar au dormit. Deci au fost tot timpul în urmă. Și uite că în 6 luni am reușit să-l aducem la finanțare. Deci nu a fost ușor. Ne-am bătut cu 5 județe acolo. Am avut un sprijin mare din Rusu, domnul deputat Olteanu. Suntem o familie. Asta e important. Și spuneți-mi despre drumul. Aia e foarte important. Drumul 151 și întreagă Chința Sărmășelgare. Deci nu va fi pe la... Nu va fi pe la... Domniciul Lechința prin partea... Pe care mergem acum la Cluj, pe la Lechința. Deci Lechința, direcția, intersecție cu drumul județul Mureș, județul Bistrița, sau județul Cluj. Eu știu, dar întreb de unde va porni drumul, pentru că sunt... De la șoseaua de centură. Șoseaua de centură trece pe la Șintereac și de acolo merge pe Lechița. A, deci nu prin partea asta de peste Rina și la dreapta. Pe Lincoce. Este un lucru foarte important, fiindcă circulația a văzut studiul. Cine va finanța? Este drum
finanțat pe programul european. Deci noi am reușit prin Agenția Națională de Dezvoltare să finanțăm această lucrare. Avem și avantajul că președintele Liviu Rusu este președintele Agenției Naționale de Dezvoltare în acest an, deci asta este prin rotație, pe 5 județe. S-au muncit foarte mult pe proiectele astea și mai ales pe drumul 151, de dovadă că au venit rezultate. Deci avem finanțare, urmează proiectul tehnic, licitația, sper să câștige o firmă de anvergură. Avem un termen foarte scurt pentru 78 de kilometri de modernizare de drum, termenul de 24 de luni. Deci vor lucra multe firme la acest drum, dar încrederea mea este asta o singura condiție care am încercat să o impun. Oricine va câștiga această licitație va fi o firmă puternică, termenul scurt. De acum vedeți că asta e atât de discutat, dar și Prozetic a fost o firmă puternică. Eu mă refer la construcția, o firmă puternică și a subcontratat fiecare centimetru pătrat de drum, în așa fel încât a uitat să facă trotuare. Deci aici trebuie să fii foarte atent, Deci creditul tehnic trebuie făcut cu mare grijă, trebuie făcut de profesioniști, să evităm ceea ce s-a întâmplat până acum. Cred că de asta insist să cred și să mă credeți că suntem o altă echipă și o altă imagine și un alt suflu. Pe asta rămâne să demonstreze. Bine, un credit există dinainte, după ce oamenii au votat. Au ce au votat, dar mereu s-a întâmplat așa. Au avut ce au votat, rămâne de văzut. Președintele este pentru prima dată când președintele Consiliului Județean este ales uninominal, au avut multe voturi, deci oamenii au acordat încredere. Pe noi ne-au ales Consiliul Județean, care este Parlamentul Județului, deci nu a acordat o încredere ca să ajungem aici. Noi acum numai trebuie să demonstrăm această încredere că este justificată. Și cred că asta facem. Asta și trebuie, pentru că probleme sunt destul de multe și de mari și oamenii dacă nu pot vedea schimbări reale. Spuneți-mi, de când ați venit la Consiliul Județean și lucrați la stat, cum ați venit, perspectiva e cumva diferită, cred. Probabil că în momentul în care lucrați în domeniul privat, mergeați pe un drum strigat, înjurați de mama focului și așa. Nu sunt aia, nu e aia, nu se face aia. Cum se schimbă viziunea odată ajuns în interior? Sunt mult mai atent la toate aspectele și chiar... Atent, da. Ce neajunsuri ați constatat, dacă ați apucat să constatați, în modul în care funcționa înainte Consiliul sau care sunt cele mai mari probleme văzute de aici, pentru că, vedeți, pentru mine o problemă mare că n-am asfalt în fața blocului și pentru altul, ca și cetățean, problema mare că merge, n-are canalizare sau mai știu eu ce. Însă, dintr-o funcție ca asta, lucrurile trebuie să se vadă puțin altfel. Deci ați putea să ne spuneți care sunt, din punctul meu de vedere, cele mai mari probleme, cele mai importante probleme de județului. Și